În acest moment se înregistrează aproape 2000 de cazuri la nivel național în 29 de județe. Vâlcea nu se numără printre acestea, în județul nostru înregistrându-se doar un caz de pojar, așa cum mai este cunoscută această afecțiune la un copil în vârstă de 14 ani cu schema de vaccinare incompletă. Rujeola este o boală virală contagioasă, prevenibilă prin vaccinare. Transmiterea se face prin picături flughe, prin strănuți și tuse. 90% din persoanele care sunt expuse la un contact pot contacta boala. Simptomele bolii apar la aproximativ 10-12 zile de la contact și presupun tuse, febră, conjunctivită și inflamarea mucoasei nazale. Erupția rujeolică, erupția cutanată, apare la 2-4 zile de la debutul febrei și se răspândește de la cap pe trunchi până la membre. Există, durează aproximativ 3-4 zile. Ca și complicații pot să apară otită medie, pneumonie, diaree, encefalită postinfecțioasă sau panencefalită sclerozantă subacută. Ce pot să vă mai spun? Faptul că sugarii sunt protejați la naștere aproximativ 6 luni datorită anticorpilor mamei, iar imunitatea pasivă dispare, cum spuneam, după 6 luni. Imunizarea este, sau vaccinarea, este singura metodă prevenibilă care este foarte eficientă împotriva îmbolnăvirii prin rujeolă. Vaccinul antirujeolic se găsește în schema de imunizare din Programul Național de Vaccinare și este gratuit. Vaccinarea cuprinde două doze, înseamnă două doze, care se administrează la un an și la 5 ani. Vaccinul este gratuit, încă o dată subliniez acest fapt și rog părinții să se adreseze medicilor de familie pentru a vaccina copiii, decât să apară complicațiile, mai bine prevenim tot ce se poate prin vaccinare. Măsurile de prevenire împotriva infectării cu virusul care produce rujeola sunt următoarele. Triajul epidemiologic care se face în școli sau la primele semne de boală pe care le observă părintele, trebuie să se adreseze medicului de familie. Izolarea pacientului în momentul în care se constată că există anumite simptome și vaccinarea antirujeolică. În situația noastră, când suntem în epidemie de rujeolă, vaccinarea se începe la 9-11 luni, deci mai devreme de un an. Ceea ce trebuie să facem noi în acest moment, trebuie să recuperăm prin medicii de familie toți copiii care sunt cu doze incomplete, deci cu vaccinare incompletă, și să vaccinăm cât se poate în colectivitățile la risc, colectivitățile care nu au vaccin, nu au dozele de vaccin care trebuiau să le facă la vârstele respective. Ministerul Sănătății va derula o campanie de informare a părinților împreună cu medicii de familie pentru o mai bună aderență la programul de vaccinare. Acoperirea vaccinală tot la nivelul județului, pot să vă spun că procentul de acoperire vaccinală este de 63,04% în mediul urban și 72,6% în mediul rural. Foarte important de reținut este faptul că între două vaccinări, indiferent de tipul acestora, trebuie să fie un interval de cel puțin 28 de zile. De aceea trebuie mers la medicul de familie care va întocmi o schemă corectă de vaccinare.